Ia câtă, cum arată o licoare din anul 2000, iar ca să vedeți că este bun, am să beau eu. Ce parfum! Producătorii de vin din zona Topoloveni, Argeș, se pregătesc pentru o producție de excepție. Vinul, obținut în această toamnă, va fi cupajat cu cel din anii secetoși și astfel pe piață va ajunge un produs deosebit. Anul 2009 a fost un an bun pentru a vinifica un vin bun, datorită faptului că a fost un an mai secetos și în anii secetoși știm că se struguri acumulează mai mult zahăr. Avem un vin din 2014, este o fetească neagră, un vin care este pus la maturare. Știm că vinurile trebuie ținute pe vase pentru maturare, numai învechirea se face pe sticlă. 2015 este un an mai bun față de anul trecut, dar datorită căldurii excesive, unii struguri au avut de suferit. Dar vrem ca să avem un an bun și să iasă un vin bun. Sau mult mai puțin decât puțin, da. Din cauza producției mici, ploile fiind puține,